Am luat act de demisia domnului Ciucă din poziția de premier și aș vrea să spun câteva lucruri. Se încheie activitatea unui guvern care nu a făcut nicio reformă, activitatea unui guvern care poate fi considerat groparul clasei de mijloc și a celor care sunt activi în economie, a celor cărora le place munca, cartea și care au avut rezultate în activitatea lor. Se încheie activitatea unui guvern care a pierdut toate luptele pe care le-a avut de dat, lupta cu inflația, lupta cu practic reformele care ar fi trebuit făcute în cadrul PNRR, un guvern care nu a făcut altceva decât să creeze o stare de tensiune în societate și să transforme societatea românească într-un butoi cu pulbere. Este un moment crucial în evoluția politică a României. Acest guvern s-a născut din trădarea electoratului PNL și din trădarea electoratului PSD doar pentru interesul clicii dominante, nomenclaturii din cele două partide, PSD și PNL. În acest moment vreau să dau un mesaj către președintele Iohannis și un mesaj către cei care au mai rămas liberali în PNL, dacă mai există liberali în PNL. Domnului Iohannis, vreau să-i cer să nu desemneze premier din partea PSD. Dacă va face acest lucru, va rămâne ca cel mai mare trădător politic în istoria democrației românești de după 1989, omul care a păcălit, a mințit și a bătut joc de 6,5 milioane de români care i-au acordat votul tocmai pentru a ține departe PSD-ul de guvernare și de puterea publică și pentru a face reforme care să schimbe practic toate lucrurile nocive din societatea românească care au fost aduse de PSD. Domnule Iohannis, sunteți în ceasul al 12-lea. Nu desemnați premier PSD, nu vindeți România PSD-ului pentru următorii ani, pentru că în cazul în care veți desemna un premier de la PSD, practic va fi ieșirea pe ușa din dos pe scena istoriei din România. Veți rămâne ca cel mai slab, cel mai trădător și cel mai lipsit de empatie și de sensibilitate față de societatea românească președinte din istoria de după Revoluție. Am un mesaj și către conducerea PNL. Nu este târziu. Dacă veți continua trădarea electoratului liberal, a electoratului de dreapta și veți vota investirea unui premier PSD, și PNL va fi scos pe ușa din dos a istoriei și va ajunge să nu mai reprezinte nimic în societatea românească. Încă nu este târziu. Denunțați protocolul de colaborare cu PSD. Este mai onorabil să trădezi un partid politic pe care l-ai considerat 30 de ani adversarul tău, decât să-ți trădezi electoratul prin a da întreaga putere pe mâna adversarului politic, și anume urmașul FSN, urmașul PSR, partidul politic care a ținut România pe loc, partidul politic care a împiedicat orice modernizare, orice reformă și orice dezvoltare a României în cei 30 de ani de la Revoluție. Schimbați macazul. Reveniți cu fața către alegătorii care v-au dat încrederea. Rupeți coaliția. Se poate forma o majoritate de centru-dreapta în actualul Parlament. Nu sunteți condamnați să susțineți PSD. Aveți obligația morală față de oamenii din societatea românească, care v-au acordat încrederea în 2020, să denunțați protocolul cu PSD și să nu votați premier PSD, chiar dacă Iohannis vă va cere lucrul acesta. În ceea ce ne privește pe noi,
Forța Dreptei rămânem consecvenți promisiunilor făcute de noi către cetățenii români. Vom fi împotriva unui guvern condus de un premier PSD, cu atât mai mult cu cât acest premier poartă numele de Ion Marcel Ciolacu și este chintesența a tot ceea ce este putred în PSD în ultimii 33 de ani. Vă mulțumesc! De ce v-ați ales locul acesta să faceți asta, astfel de declarație? Așa sunt orientate camerele. Aici m-au invitat cei din media. Ce îi transmiteți lui Marcel Ciolacu? Să zicem dacă acum ar ieși pe ușă. Să dea bir cu fugiții înainte de a-și arăta măsura incompetenței și faptul că este total nepregătit pentru a gira această funcție publică. Vă mulțumesc!